bucătăria afară, să facă și la al mic, că mai are un băiat mic. Și... Da, să, e singură, îi crește de la... Deci până la 3 ani am crescut-o eu. Că noi n-am avut copii până după 4 ani de tătnicii. La 15 sutimi, locul 2. Asta olimpic la fizică, nu, cum? Nu, stai că asta este visorul ăsta. Visorul ăsta a fost pe 3. Maria, asta? Da, e. Nu. Totalizare asta? Mă spun Maria Larisa aici. Să văd. Ea cu frățiorul ei, că de asta zis, că să se extindă în partea alaltă, știi? Să rămână ea singură și cu băiatul să-l mute dincolo, să asta. Că deja mai un pic făcea 14 ani. Spuneți-ne, care-i situația? Deci, foarte, foarte dureroasă. Am pierdut pe cineva. Foarte, foarte drag. Ziceți că ați crescut-o dumneavoastră. Da, am crescut-o deoarece noi nu am avut copii timp de 3 ani jumate, 4 ani am crescut ca pe copilul nostru. Deci ceva de nedescris. Înseamnă că ați fost foarte apropiați de fetiță. Da, foarte apropiați. Părinții s-au despărțit din cauza... Așa se întâmplă. Și i-am ajutat. Și a ținut foarte mult la noi. Și ea, și noi la ea. Ne-a spus că era premiantă, că învăța foarte bine. Da, foarte bine. Era la acum premiul 2. A câștigat olimpiada la chimie, la fizică. Deci, și școala generală este Doriu. Toți copiii, profesori. Deci era un copil bun din toate punctele de vedere, să înțeleg. Deci astăzi când am mers la școală, deci diriginta, director, ce mi-a povestit despre ea, orice vorbă bună o lua în considerare și asta. Deci o durere foarte mare. Frățiorul, ați spus că are un frățior. Cum acceptă situația? Deci frățiorul e distrus. El tot o cheamă acasă, dar va veni acasă pentru ultima oară. Era un copil foarte frumos. Deci era pentru deosebită la învățătură și purtare. Deci are să le mai răsfoiți un pic. Actriță, vrea avocat, ceva, să fie ceva cunoscut. Deosebit, da. Vrea să se facă un om mare, să o ajute pe mama ei la rândul ei. Pentru că el a crescut așa cum a putut. Deci de când am mers la școală, numai diplome, diplome și diplome. Mami îmi trebuie bani să merg. Mamă, n-avem bani. Mami, iau premiu. Cum așa zice-o. Deci, vă spun, dacă îi spuneai Mărie, da, ochiule, te asculta, nu erau fată, rea și ăsta. Deci mamă să mergea lucra cu zi, angajată, n-avea cu cine să lasă pe mic. Vinea de la școală să se ocupa și de mic. Și învăța. Deci o fată de nedescris. De nedescris. Și a crescut. Deci aseară la 10. Până
O sunat odată și mi-a zis, Adriana, mai las-o, că venim și noi în casă. Deci părinții mei stau peste drum. Tata a zis, l-a luat de, pe tata de mână, zice, hai bunicul meu, iubi, să mergem acasă. Și-o și-o lovit-o nenorocitul petrece. Am părinte. Știu Crăciun, doi copii și cred că... Deci e greu când îți iei un job, părintele. Da, din câte am înțeles, era un copil bun, model, practic. Da, într-adevăr, era un copil deosebit. Era tot pentru familie, deci își dorea din tot sufletul să ajungă un avocat. Își dorea actriță pentru că era o fată îndrăzneață și cu tupeu și așa. Orice să facă, să o ajute pe mama ei la rândul ei, pentru că întotdeauna zicea, mami, m-ai crescut singură și vreau și eu să te ajut când voi fi mare, dar nu mai au... Deci crede-ne. Am crezut că ați plecat acasă. Nu, nu, am fost la... Am luat la... E distrus, să înțeleg, că i-a spus aseară. I-am spus, nu știu ce-o... Să-și ia una de aia, una pe zi, pasă, acum. La Adriana? Nu, nu. Bine, ți-l dau pe la de anul trecut, că e mai grezav un pic. Am înțeles că era o elevă cu care școala se mândrea. Da, bună ziua, e adevărat. Era o elevă cu care școala gimnazială Măuren se mândrea. Eu sunt profesorul de fizică, directorul școlii. Chiar anul trecut am fost împreună cu această fetiță și cu o altă fetiță din clasa 6-a, anul trecut, la Olimpiada de Fizică, faza națională la Târgu Jiu, 5 zile. Da, rezultatele sunt foarte bune, o elevă model, nu știu, suntem îndurerați toți, nu pot să-mi găsesc în momentele astea cuvintele din cauza durerii, nu știu. Cum au primit vestea colegii? Și colegii sunt la fel de îndurerați pentru că toți, învățători, educatori, o cunoșteam pe elevă. De fapt, ne cunoaștem toți aici, nu suntem ca într-o familie, nu...
toți suntem îndurerați. Eu, în seara aceasta o să ne întâlnim și o să mergem la fata acasă, toată școala, toți dascălii. Sunt Las cu Gheorghe Daniel, directorul școlii gimnaziale Măureni. Cum a fost? La rugă. Am plecat să venim acasă. Eu am ieșit prima, dinspre Gătaia, o venit, dar era la distanță. În față era o mașină sau două, că nu mai rețin, că am leșinat, care făcea semne că parchează. Da, trecere de pieton, mașinile parcau, eu am trecut, eu am apucat să trec, m-au atins, nu m-au uitat peste picior. Și fata l-a luat pe bărbatul meu de mână și a zis, bunicule, eu mă duc cu dumneata că te iubesc. Și eu cum am plecat și m-am dus, nu m-am auzit în spatele meu, buf! Ia când mașinile o tras încolo, că ea o fă la volan, nu o fă tată, s-o fată. Când o tras mașinile să parcheze, ea cred că a avut peste 100 la oră, dacă nu mai mult, că vâjăia mașina. Și o luat în plin, pe bărbatul meu l-a dus, poate de aici în nisipul ăla, l-a trântit, l-a acățat de mașină. Cum s-a întâmplat că l-a trântit sub o mașină? Și i-a rupt un picior, umărul, nu știu a doilea dacă e rupt, că e în spital, vai de el. Și pe fată o luat-o și-a dus-o, în vreo 20 și ceva de metri. O târât-o după ei. Pe trecere de pietoni, și martori, sunt martori care au văzut. N-o luat-o... Că ea a zis că e declarat acolo că o luat fata... De la intersecție de acolo, nu e adevărat, de pe trecere de pietoni, smarturi, eu am ieșit prima, eu m-am apucat să mă duc, nu știu cu ce m-au atins la picior. Eu am trecut și nu m-am auzit bluf în spatele meu și când au bubuit în spatele meu, când m-am întors, bărbatul meu era da, la vreo 3 metri de mine aruncat sub o mașină și fata nicării, tot am strigat, unde-i Maria, unde-i Maria, unde-i Maria și am văzut că fuge lumea încolo. Și atunci au venit am trimis după cumnaz, după am strigat pe acolo, nu știu ce am făcut, a venit un om de aici din sat și zice, fata zice, e rău de tot cu ea. Și a fugit toată lumea acolo, eu trăgeam de bărbatul meu să-l trezesc, zic, că nici ăsta, nici sufla, nu mă dădea ochii peste cap și ăsta. La fată a plecat tot copiii de-a mei și neamuri și tot acolo. S-au adunat. A venit poliția și a început să măsoare acolo. Dar nu e adevărat că pe trecere de pietoni a luat-o. Îs și martor și-a văzut. Era mașini acolo și ea când a văzut că ea fac să vireze, ea nu sta să parcheze ea. A virat pe lângă ei și cu o viteză i-a luat în plin.